Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Finanțiștii vrânceni au prezentat bilanțul pentru anul 2016. Gradul de realizare a programului de încasări la bugetul de stat a fost de peste 100% la toate bugetele componente ale bugetului general consolidat. Anul trecut au fost realizate sute de inspecții fiscale, care au vizat în special contribuabilii cu potențial de evaziune fiscală. Lucrătorii Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea au tras linie după activitatea de anul trecut. Aceștia au prezentat în raporturi de bilanț situația care s-a conturat în urma analizei activității pe anul 2016. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea a realizat în anul 2016 încasări la bugetul general consolidat în sumă de 736,94 milioane lei, gradul de realizare a programului de încasări fiind realizat în proporție de 104,28%. La toate bugetele componente ale bugetului general consolidat, programul de încasări a fost realizat. Astfel, la bugetul de stat, gradul de realizare a fost de 102,83%, la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate 104,33%, la bugetul Asigurărilor Sociale de Stat 106,43%, iar la bugetul Asigurărilor pentru Șomaj 105,13%. Scopul principal al Inspecției Fiscale a fost urmărirea respectării reglementărilor fiscale și financiar-contabile și implicit achitarea tuturor obligațiilor către bugetul general consolidat. Astfel, acțiunile de inspecție desfășurate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea au vizat prioritar contribuabilii cu potențial de evaziune și fraudă fiscală ridicat, selectați în baza analizei de risc. Tot pe parcursul anului 2016, activitatea de inspecție a efectuat un număr de 761 inspecții fiscale la 633 de contribuabili, din care 497 au fost inspecții fiscale parțiale, 238 controle inopinate și 26 au fost cercetări la fața locului. Sumele atrase suplimentar urmare inspecțiilor fiscale desfășurate au fost în sumă de 118,71 milioane lei. Valorificarea bunurilor confiscate și intrate în patrimoniul statului reprezintă și ea una dintre sursele de venituri la bugetul general consolidat. Valorificarea bunurilor confiscate și intrate în patrimoniul statului în 2016 s-a făcut prin intermediul vânzării directe al consignațiilor și al magazinului propriu. Suma totală încasată ca urmare a valorificărilor s-a ridicat la aproximativ 79.000 de lei, gradul de valorificare a bunurilor confiscate fiind de 94,08%. Pompierii vrânceni au fost puși pe drumuri în urma unui apel fals la 112. Apelul anunța un incendiu la Suraia, situație care nu s-a confirmat. Oamenii legii fac verificări în acest sens, având în vedere că astfel de fapte sunt pedepsite de lege. Un apel la numărul de urgențe 112 care anunța producerea unui incendiu la o gospodărie din comuna Suraia s-a dovedit a fi fals. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu autospecialele, dar au constatat că nu era nici urmă de incendiu. În data de 4 februarie anul curent, un apel primit prin intermediul numărului unic de urgență 112 anunța producerea unui incendiu la o gospodărie în comuna Suraia. La fața locului s-au deplasat două echipaje cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Focșani și o ambulanță SMUR. Ajuns la locul indicat de către apelant, s-a constatat că nu s-a confirmat evenimentul, acesta fiind un apel fals. Pe parcursul anului trecut, pompierii au mai primit câteva apeluri false. Ceea ce nu știu cei care procedează în acest fel este că pot fi identificați și amendați. Conform ordonanței de urgență privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru apeluri de urgență numărul 34 din 2008, constituie contravenție apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgență și se sancționează cu amendă între 500 și 1000 de lei. 153 de locuri de muncă sunt vacante în județul Vrancea în această săptămână. Oferta cuprinde atât posturi pentru cei cu studii superioare, cât și pentru cei care nu dețin o specializare. Oferta este una mai variată pentru cei care își doresc un loc de muncă în străinătate. Șomerii care vor să se angajeze în această perioadă au la dispoziție 153 de locuri de muncă în județ. Lista locurilor de muncă din această săptămână cuprinde posturi în mai multe domenii de activitate, de la muncitori necalificați până la arhitect. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea face publică lista locurilor de muncă vacante pentru această săptămână. Astfel, agenții economici din județul Vrancea au declarat un număr de 153 de locuri de muncă vacante pentru județul nostru în meserii precum agent vânzări, agent agricol, ambulanțier, arhitect, asistent social, ajutor șef casă de împrumut,
auditor intern, bucătar, casier, călcătoreasă, controlor calitate, consultant credit, expert achiziții publice, femeie de serviciu, funcționar economic, inginer construcții civile și industriale, inspector de specialitate, lucrător comercial, manager echipă, medic specialist, motostivuitorist, muncitor necalificat în industria confecțiilor, muncitor necalificat în construcții, operator calculator electronic și rețele, ospătar, primitor-distribuitor marfă, psiholog, șofer, tâmplar și vânzător. Peste 1000 de locuri de muncă sunt disponibile în Comunitatea Economică Europeană. De asemenea, pentru Comunitatea Economică Europeană sunt disponibile un număr de 1015 locuri de muncă vacante în țări precum Germania, Marea Britanie, Irlanda, Franța, Belgia, Danemarca, Ungaria, Polonia și Portugalia. În Europa, cele mai multe posturi sunt disponibile în Danemarca și Germania în agricultură. Cele mai multe locuri de muncă disponibile în Comunitatea Economică Europeană sunt în Danemarca, și anume un număr de 180 de locuri de muncă vacante la Cules Căpșuni și Cules Mazăre, și în Portugalia, un număr de 300 de locuri de muncă vacante la Cules Căpșuni și Cules Zmeură. Un număr mare de locuri vacante mai sunt pentru Germania. Facem mențiunea că persoanele care doresc să acceseze aceste locuri de muncă vacante trebuie să cunoască limba germană pentru cei care vor să meargă în Germania, limba engleză pentru cei care vor să acceseze locuri de muncă în Marea Britanie, Irlanda, Italia, pentru că Italia are un număr de 180 de locuri de muncă, dar cu detașare în Marea Britanie, la spitale din Marea Britanie, ca infirmier, asistent medical, asistent medical generalist, îngrijitor persoane. Belgia, de asemenea, are 18 locuri de muncă vacante și este necesară cunoașterea limbii engleze. Mai multe detalii despre această ofertă de muncă puteți afla de la consilierul EURES din cadrul AJOFM Vrancea. Parlamentarii Partidului Național Liberal, filiala Vrancea, senatorul Cătălin Toma și deputatul Ion Ștefan au transmis faptul că la sfârșitul săptămânii trecute au depus 3 amendamente prin care doresc să ajute cetățenii județului. 2 amendamente se referă la bugetele necesare lucrărilor de îndiguire și apărare a malurilor râului Milcov, iar al treilea la comuna Homocea. 2 din cele 3 proiecte au fost respinse de Comisia pentru Mediu. 2 milioane de lei au fost solicitate pentru a îndigui 4,5 km de mal în zona comunei Broșteni, comună grav afectată de inundații în repetate rânduri. Al doilea amendament se referă la un proiect care se desfășoară prin Ministerul Apelor și Pădurilor, proiect adoptat încă din 2011 în valoare de peste 51 de milioane de lei, care prin implementarea lui urma să apere de furia apelor în zona Golești-Milcovul 953 de gospodării și 1897 de hectare teren arabil, dar care a fost neglijat până acum. În calitate de parlamentar, mă refer aici și la colegul meu, deputatul Ion Ștefan, am depus, conform procedurii, 3 amendamente pentru județul Vrancea, ținând cont de situația în care ne aflăm. Și aici fac referire la aceste amendamente și chiar vreau să le menționez pentru că e bine să cunoască vrâncenii. Ne referim la zona Milcovu, la comuna Milcovu, care are grave probleme cu apa în cazul în care există ploi abundente. Știți foarte bine, știm cu toții cam ce riscuri există acolo și există un proiect depus de foarte mult timp de SGA care nu a primit finanțare. Am făcut un amendament împreună să oferim posibilitatea guvernului să acorde o finanțare pentru acest obiectiv, care este foarte important nu numai pentru Milcovu, ci pentru toate comunele, inclusiv pentru Focșani. Din păcate, amendamentul a picat pentru că în Parlament, la momentul acesta, există o majoritate nesănătoasă, o majoritate care, dacă va continua așa, putem să ne mutăm în altă parte că România va fi istorie și știu ce spun, pentru că au peste 60% și nu bagă nimic în seamă decât ceea ce li se spune așa, dictatorial, faceți așa, dregeți așa, drept dovadă că parlamentarii PSD nu au depus niciun amendament. Niciun amendament. Doar cei din opoziție, spre exemplu, la Comisia de Administrație și Dezvoltare Regională, am avut 339 de amendamente. Care, inițial, și revin la celelalte 2 amendamente, este de asemenea un amendament pentru Comuna Broșteni,
cu zona tot a râului Milcov, care creează mari probleme și a creat și anul trecut și în anii trecuți comunităților din zonă, și la fel lucrările de îndiguire și lucrările de protejare ale malurilor. Cu toate acestea, chiar dacă am sprijinit și am susținut și am avut oarecare susținere din partea colegilor, chiar și de la PSD, când a venit votul, dacă era directiva că nu, când au auzit că e de la PNL, gata, împotrivă. Senatorul PNL a mai precizat faptul că al treilea amendament se referea la unitatea administrativ-teritorială Homocea, care din nefericire are conturile blocate din cauza datoriilor acumulate. Comuna Homocea, unde am solicitat, pentru că este caz unic în județul Vrancea, există posibilitatea să intre în insolvență din cauza unor contracte pe care nu le-a putut onora și la momentul acesta are sume în valoare de peste 600.000 de lei de plată, fapt pentru care există popriri pe conturi, deci acest UAT are riscul major de a intra în insolvență. Am solicitat din fondul de rezervă sumele necesare pentru achitarea acestor arierate și deblocarea acestor conturi. Comisia de Administrație și Dezvoltare Regională, aici apreciez sinceritatea și eficiența colegilor și celor de la putere, au aprobat, au trecut acest amendament al nostru, iar când a ajuns la Comisia de Buget, unde primise ordin de la Dragnea sau de la cine, Doamne iartă-mă, mai fi primit, au respins toate amendamentele PNL-ului. Campioana de toamnă din Superliga Vrancei la fotbal, CSM 2007 Focșani, a pierdut primul joc amical din această perioadă. Focșănenii au cedat cu 3-1 pe terenul echipei de Liga a 3-a, Olimpia Râmnicu Sărat. Golul de onoare al echipei de pe Milcov a fost marcat de juniorul Alexandru Duca. Campioana de toamnă a Superligii Vrancea la fotbal, gruparea CSM 2007 Focșani, a susținut sâmbătă primul meci de verificare din acest an pe terenul ocupantei locului 6 din seria 1 a Ligii a 3-a, Olimpia Râmnicu Sărat. La capătul unui meci echilibrat în multe momente, gazdele s-au impus în final cu 3-1, după ce la pauză tabela indica 0-0. În primele 45 de minute, ambele combatante au avut șansa de a deschide scorul, dar imprecizia la finalizare și-a spus cuvântul. Cea mai mare ocazie a echipei focșenene, antrenată de Vasile Burgă și Adrian Toma, a fost irosită de Valentin Ion, șutul acestuia expediat de la 20 de metri fiind respins cu greu de portarul Olimpiei. În actul secund, pe fondul schimbărilor efectuate de antrenorii celor două echipe, au apărut și golurile. Reușita de onoare a echipei de pe Milcov a fost marcată de juniorul Alexandru Duca, care a deschis scorul în minutul 75. CSM 2007 Focșani a evoluat cu Gabriel Lazar, Liviu Dumitriu, Ionuț Nistor, Remus Mitală, Claudiu Mihai, Emilian Chivu, Valentin Ion, Iulian Negoescu, Ștefan Lupu, Mădălin Predoiu, Remus Popa. Au mai intrat în repriza a doua Alexandru Apenciu, Cesei Cătălin, Grama, Ionuț Salaoru, Ionuț Manu, Alexandru Duca, Robert Negrea, Dragoș Lăbunț și Dan Negoiță. Sâmbătă, CSM 2007, Focșani va disputa un nou meci de pregătire pe terenul unei alte echipe din Liga 3-a, Metalosport Galați. Echipa de mini-volei Speranțe a CSM 2007 LPS Focșani a obținut două victorii la ultimul turneu din cadrul campionatului național. Formația antrenată de Petrică Damian a reușit să se claseze în final pe locul 3 în grupă, confirmând astfel valoarea voleiului vrâncean. Duminica a avut loc la Focșani, în sala de sport a Colegiului Tehnic Edmond Nicolau, ultimul turneu din campionatul de speranțe la volei fete seria B. Echipa de speranțe a LPS CSM 2007 Focșani, antrenată de profesorul Petrică Damian, a obținut două victorii din trei meciuri disputate, învingând CSM Râmnicu Sărat cu 3-2 și CSS Buzău cu 3-0, fiind învinsă doar de CSS Bacău, lidera grupei, cu 3-0. Fetele noastre au reușit în urma turneelor disputate să termine pe locul 3 în grupă după CSS Bacău și LPS Piatra Neamț, confirmând astfel valoarea voleiului vrâncean. E o echipă tânără, am înscris-o mai mult pentru experiență. Anul lor de vârf, eu sper din tot sufletul să fie, deci la anul, așa, și mi-a făcut o surpriză plăcută și chiar am avut multe victorii și ieri am avut victorie cu Râmnicu Sărat. Bacău, întotdeauna forța cunoscută din voleiul românesc, spune cuvântul, probabil că la anul vom face o surpriză și chiar îmi doresc. De câte vreme lucrați cu ele, cu fetele? Lucrez de aproximativ 2 ani de zile și chiar după un scurt timp, după 7-8 luni de zile, am avut chiar calific, da, rezultate, da, da, la, ne-am calificat la turneul semifinal și chiar la turneul final anul trecut,
un mini voleiu. Aici e vorba de speranțe, deci grupa imediat următoare. Sperăm, ne formăm. Astăzi cine cu cine joacă? Astăzi primul meci jucăm noi cu CSS Buzău și al doilea meci Bacăul cu Râmnicul. Ce speranță, pentru că, stimați telespectatori, suntem la început, înainte de meci. Ce speranță? În toate turneele disputate până acum am învins Buzăul, am învins Râmnicul, dar Bacăul, da, niciodată, da. Au fost jocuri frumoase, dar nicio victorie în fața Bacăului. Din echipa de Speranțe au făcut parte în acest an competițional Brândușa Mărăscu, Bianca Neagu, Raluca Georgiana Soare, Diana Valentina Ionașcu, Alexandra Elena Diac, Ruxandra Maria Grosu, Flavia Maria Obodariu, Alesia Sima, Andreea Miruna Pușcă și Cătălina Ciobotaru. Mărăscu, Brândușa. Brândușa, în ce clasă ești? A șaptea. La ce școală? La liceul de artă. La liceul de artă. Și ce studiezi la liceul de artă? Pictura. Pictura. Felicitări. Mulțumesc. Și vor părinții tăi să faci sport? Da. Da, felicitări. Pușcă, Miruna. Miruna, în ce clasă ești? A șaptea. La ce școală? Școala gimnazială numărul 3. Și de când faci? De când te ocupi volei? 7 ani. De 7 ani și trebuie să ajungi mare voleibalistă? Da. Felicitări, deja. Mulțumesc. Este tu. Soare, Raluca. Raluca, tu în ce clasă ești? A șasea. La ce școală? Ștefan cel Mare. Și de când faci volei? De 5 ani. Și îți place? Da. La fel, vrei să fii voleibalistă? Da, foarte mult. Mai toate frumoase, deștepte, excepțional. Tu? Mă numesc Ciobotaru Cătălina. Sunt la ce școală ești? La școala Angel Salini. Salini. Și... Bine că n-ai zis Aligni, cum am mai auzit-o cu Aligni. Da, și fac volei de 6 ani jumate. Și la fel vrei să faci carieră? Da. Felicitări. Neagu Bianca. Bianca, tu la ce școală ești? Liceu cu program sportiv. Liceu cu program sportiv și de când faci volei? De 6 ani. Vrei să faci carieră? Da. Da? Da sau? Da. Da, felicitări, succes. Bianca Alexandra. Poftim. Bianca Alexandra, care semeni perfect cu Tudor, așa că puteai să nu spui cum te cheamă, că știam cine ești. Ai crescut mult anul ăsta, de când faci volei? De 3 ani. De 3 ani și îți place mult, mult? Da, îmi place. Vrei să faci carieră în volei? Da. Da? Da. Succes, felicitări! Mă numesc Obodariu Flavia Maria. Flavia, și tu ai crescut mult de când nu te-am mai văzut eu pe tine și am înțeles că și tu vrei să faci carieră din volei, da? Da. Deci la Cuza în clasa... 5-a. În clasa 5-a, ești mare, ești frumoasă, da? Îți place sportul? Da. În afară de volei mai practici un sport? Nu. Nu. Cât te antrenezi pe zi? Faci în fiecare zi antrenament? Da. Aici la sală? Da. Succes, felicitări! Mă numesc Sima Alesia. Poftim? Mă numesc Sima Alesia. Alexia. Tu de în ce clasă ești? A 5-a. A 5-a. Și de când faci volei? Aproape 4 ani. De 4 ani. Și la fel îți place și da. Cum să faci carieră, da? Da. Felicitări, succes! Ce sperați? Fetelor, ce sperați din meciurile de astăzi? Tu ce speri? Că o să câștigăm. Câștigați? Clar. Toată lumea, da sau ba? Da! Felicitări, succes! Echipa de volei Speranțe mulțumește conducerii Colegiului Tehnic Enmo Nicolau din Focșani și profesorului Ionel Ambrozie pentru sprijinul acordat în organizarea turneului desfășurat la Focșani, dar și pentru desfășurarea antrenamentelor fetelor de la volei. În continuare vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect. Cerul va fi acoperit de nori și va ploua. Vântul va sufla moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între minus 2 și 1 grad, iar cele maxime între 2 și 4 grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!